Oh, salut, prietenii mei de pe YouTube. Ce faceți? Sper că sunteți bine și că zâmbiți. Asta e cel mai important, să nu uitați. M-am gândit să fac acest vlog pentru că tot primesc întrebări pe Instagram. Cu cine te înțelegi cel mai bine de la emisiune? Cu cine te înțelegi? Cine a fost șarpe? Cine a fost șarpe meu? Cine e trădător? Cine e mincinos? Cine e parșiv? Cine are 100 de fețe? Cine e cum? Și m-am gândit să vă răspund pe scurt părerea mea despre câțiva oameni de la emisiune. Nu o să fie greu deloc, chiar o să fie foarte simplu. Haideți să încep de la emisiune care sunt acum în momentul de față sau pe care i-am cunoscut eu. Nu pot să-mi dau cu părerea despre oameni pe care nu i-am cunoscut. Așa, ok. Vreau să vă spun că mă înțeleg cel mai bine acum, adică vorbesc zi de zi. Și dimineața și seara și la 3 noaptea vorbim pe videocall, mă înțeleg foarte bine cu Filip. Pe Filip l-am cunoscut nu la emisiune, ce credeți, adică nu direct acolo, nu ne-am întâlnit. L-am cunoscut după emisiune, când m-am întâlnit cu Marius și era și Filip și atunci ne-am cunoscut. Am fost la sală, ne-am împrietenit foarte bine, am văzut că e cam la fel ca mine, cam aceeași viață, cam același stil de viață și am rămas... Nu pot să zic prieteni, mai mult decât prieteni, părerea mea. Pentru că vorbim zi de zi și chiar i-am spus unele chestii despre mine, el mi-a spus unele chestii despre el și pot să spun că suntem apropiați. Ok, deci asta a fost părerea mea despre Filip, sincer. Acum vreau să vă spun și despre Marius. Marius a fost un, cum să vă zic eu, n-aș putea să zic tată, că nu e cu mult mai mare decât mine, dar aș putea să spun că el este pentru mine tot ca un frate și... Nu știu cum să-l descriu, că e băiatul cu sfaturile cele mai bune și trebuie să ții cont de ele, dacă înțelegi ce vreau să zic, Marius. Când eram cu el în cameră, țin minte și acum, și mi-a făcut morală vreo 3-4 zile după, mi-a spus ceva, nu știu, mi-a dat un sfat foarte bun, dar eu în momentul când eram cu el în cameră îi spuneam, da frate, ai dreptate, așa e, fac ca tine, chiar ai dreptate, chiar fac ca tine. Promit că fac ca tine. A doua zi am ajuns acasă în România. L-am sunat și i-a zis, frate, îmi cer scuze. Da, n-am putut să mă abțin și el m-a jurat, a început să râdă, mi-a spus că sunt prost. Și tot așa, da. Aoleu, râd pentru că știu doar eu și el despre ce este vorba și ce s-a întâmplat. Și chiar a fost o fază foarte amuzantă și... S-a chinuit el așa frumos să-mi povestească mie cum e să te nu ți-l ascult pe el și că e bine și că știe el ce spune, că a trecut prin asta. Și eu, da frate, bine, te ascult și m-am convins, deci în seara aia chiar m-a convins, puteam să jur că o să fac ce spune el, dar nu știu ce a fost în mintea mea și n-am făcut deloc ce a spus el. Dar nu-i nimic și chiar mi-e dor de tine, Marius, te salut. Și dacă ți-e dor de mine, să te uiți la clipul aia la mine de pe Instagram când râdeai cu lacrimi. Știi de ce? Alt secret pe care încearcă să-l păstrezi mai bine. Să nu mai știe toată lumea. Dar eu, tu, acum știe și Filip, Iancu, da, știe că m-a văzut și el. Cine mai știe? Cam așa. Deci, secretele rămân secrete. Da, deci el este tot la fel un frate foarte bun pentru mine. Mă înțeleg bine cu el. Și îi doresc multă fericire cu Andreea Pirui. Am cunoscut-o și pe ea, tot a venit vorba, și ea este o fată super de treabă. Am înțeles bine și cu ea și chiar mă bucur pentru el. Chiar i-am dat mesaj acum 2 zile când vorbeam cu el, că și cu el vorbesc aproape, nu zi de zi, dar vorbim, pentru că el acum e într-o relație. Dar mai vorbim la telefon, mai vorbim pe Instagram, când vine în România ne-am văzut mereu. Și pot să zic că i-am dat mesaj și am spus că mă bucur pentru el și că e fericit. Și îi doresc toată fericirea din lume. Bun, trebuie să mă gândesc cine mai e. Jador, n-ați văzut și voi că mă înțeleg foarte bine că merg la sală cu el. Partenerul meu de sală, ieri m-a sunat și el și a zis, m-ai trădat, m-a sunat, bă, hai la sală. Zic, te-ai reîntors la prima iubire? Zic, Și zic, hai să mergem la sală dacă tot m-ai sunat. S-a reîntors la partenerul lui de sală. Da, e un prieten foarte bun pentru mine, mergem la sală împreună. Știm la fel chestii unul despre celălalt, împreună am fost la casă, deci avem o relație de prietenie foarte apropiată și mă înțeleg foarte bine cu el. Ok, acum stai să mă gândesc cine mai e, că vă zic eu. Dar eu v-am înțeles de fapt cu toată lumea, ok, nu m-am certat cu nimeni, dar așa mai apropiat, ei sunt mai apropiați de mine. Iancu,
Da, i-am făcut totul lumea de el, că a stat cu el în cameră și știa și el secretul meu. I-am cules să rămână secretul acolo, dar am îngropat gen înainte de somn. Că păstrez și eu al tău. Stai așa. Wow, chiar mi-e dor și de el când îi spuneam că bă, o să fie bine. Mamă, ce vremuri, acum două luni, când îi spuneam bă, o să fie bine, o să vezi. Băi, vezi, până la urmă, frate, tot e bine, adică tot ai ajuns bine. Deci, fericit cu Denisa, salut și pe Denisa, și cum am înțeles foarte bine. Chiar mă bucur și pentru tine că ești fericit. Și vezi, am avut dreptate că o să fii fericit. Și că, na, și că să nu fii șarpe niciodată, da? Never, 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 ever. Tați că eu mă chinui să filmez, că stau oarecum am pus telefonul pe hol, stau pe un scaun, mă cam doare spatele, dar încerc să fiasă cât de cât ok. Așa e când ești chinuit de soartă. Ok, trebuie să vă mai zic câte una alta despre aia cu Iancu. Mergeam la sală când eram acolo, mi-am făcut, l-am convins, am tras de el să merg la sală cu el când eram în Turcia. Și chiar mergeam cu el, am făcut și vloguri acolo, am filmat. Mai știi când dădeam, mă știu, cât 5 lire de alea sau 10 lire să avem un check de la Proteic. Și făcea bucii bune, mai iau unul. Ba, mi-aduc aminte, a, și cu ea cum ne schimbam hainele, îi dăm și mie tricoul tău, frate. Vezi că-ți iau ceasul, vezi că-ți iau tricou, ia fratele meu ce vrei tu. Deci și cu el m-am înțeles foarte, foarte bine și cu el încă vorbesc în continuare. Și am rămas prieteni, adică dacă vă acceptați să nu mai vorbesc, să nu mai vorbim sau să fim gen, doar de emisiune, n-am făcut niciodată așa. Și am rămas prieteni în continuare. Și ce pot să zic? Te aștept să mă inviți la hațe, ca ce mi-ai zis, să merg cu oile. Chiar încă aștept să mă iei acolo. Să mă suni când vrei să vin. Bun. De cine să vă mai zic? Cu cine m-am înțeles eu bine din emisiune de acolo? Cu cine m-am înțeles? Cu ei m-am înțeles cel mai bine. Deci în prim plan. Hai să vă zic și de fete cu cine m-am înțeles bine. Ah, Turcu. Și cu el mă înțeleg foarte bine. Adică gen, avem aici, am fost la sală de fiecare dată cu el când am venit în București. Am fost amâncat, gen pește amândoi, adică mă înțeleg foarte bine și cu el. Da, deci cu el mă înțeleg cel mai bine și asta trebuie să mă la fete. La fete, pot să zic că cu ela mă înțeleg foarte, foarte, foarte bine, gen chiar super bine. Vorbim, nu vorbim zi de zi, dar vorbim pe WhatsApp, vorbim ce mai faci, ești bine, tu ești bine. Toate bune, sănătoasă, fericită, fericit, sănătos, da. Cu ea mă înțeleg foarte bine, când am venit în București am și ieșit, am fost și la Duman, am fost la mall, unde am mai fost? Ce ne-am distrat la Duman atunci, am spus și ei, deci credeți-mă că am ieșit la un ăsta, un gen, cum să zic eu, un fel de restaurant și acolo lângă noi erau niște oameni gen din Dubai, arabi și era ziua cuiva de la ei din familie și nu era la masă alăturată și am văzut că tot furlau ei pe acolo, tot erau fericiți. Zic, am urlat și pe acolo cu ei, ne-am băgat de seamă cu ei. Într-un final, ne-am ajuns să fiu sus pe mese, deci mă susțin cu ei la pe mese pe acolo, lângă ei. Ne filmau și a doua zi când m-am dus la sală, mă întâlnesc cu o doamnă și îmi spune: tu ești băiatul de la Duman? Și zic eu, aoleu, zic, unde știți că am fost acolo? Te-am văzut pe Snapchat, face. Și zic, pe Snapchat m-ați văzut unde? Dar era cu o fată în alb. Și el era îmbrăcat în alb. Și zic, aoleu, cine m-a postat pe Snapchat? Și că nu, că prietenii mei, că ei vorbeau jumate română, jumate vorbeam în engleză. Și spunea că m-a postat acolo pe Snapchat, că m-au filmat, m-au filmat și m-au băgat pe Snapchat, adică a fost foarte caterică și am râs foarte, foarte, foarte mult, ne-am distrat, deci chiar pot să zic că ne-am distrat în seara aia maxim. Seara aia o să rămână memorabilă când ne-am distrat și când am râs și ne-am prietenit cu ceilalți. La sfârșit ne-au adus tort, că era ziua, nu știu, gen unui copil de acolo și ne-au adus tort la masă la toți, am mai fost niște prieteni în seara aceea eu cu Ela, a venit o prietenă de-a elei și niște prieteni ai mei. Și prietena aia elei fiind admina, să, dacă te vezi la acest vlog, să nu-i să-mi faci și mie cont, că așa ai spus. Da, și ne-am distrat foarte, foarte, foarte tare și chiar mi-a plăcut. Și când am zis că am ajuns și pe Snapchat, am ajuns viral, zic, aolo, sunt viral, ești nebun, asta mai trebuia. Și oamenii, deci mi-erau de România. Mă rog, a doua zi mi-au dat mesaj pe Instagram, am făcut schimb de Instagram cu ei, adică m-am prietenit super bine cu ei, vă dați seama. Cam așa sunt eu, adică tipologia mea de om, îmi place să vorbesc foarte mult. De exemplu, am fost să-mi cumpăr niște Adidas și erau acolo două fete și am vorbit cu el, am făcut Caterinca și făcea, bă, dar tu așa ești tu de zi cu zi, adică așa ești tu. Gen, ești foarte tare, mi-au spus când am plecat de acolo că sunt foarte tare și că îi place de mine foarte mult și atitudinea mea și că eram așa cu zâmbetul pe buze. Și că le spuneam că mă chinui să reușești și încerc să fac ceva cu viața mea și spuneau, chiar mă motivau și mi-au spus că sigur o să reușești, adică dacă ții tot așa, n-ai cum să nu reușești. Și, pf, aolo, chiar m-au
chiar m-au motivat. Și îmi place că vă place de mine cum sunt, adică gen că nu sunt fake, că nu mă dau ce nu sunt, de nu vă, până acum fac vlog cu voi și vă spun, știți, am o grămadă de bani, mă dau cu parfum de 100 de milioane, stai nici că se dă de cameră, îți dai să miroasă frumos. Adică gen, nu trebuie să minți cine ești, trebuie să știi cine ești și trebuie să te respecti pe tine și să respecti oamenii din jurul tău, pentru că e foarte important, copilași. E foarte important să aveți, mi-am dat curăță, mi-a intrat în gură. E foarte important să aveți respect pentru oamenii din jur. Nu contează ce fac, nu contează gen unde muncesc, dacă muncesc, dacă sunt bogați, dacă sunt săraci, gen toți sunt oameni și toți trebuie respectați. Măcar, probabil cu mici excepții, dar înțelegeți ce vreau să spun în marea parte. Așa, să trec mai departe cu cine mai m-am înțeles de la fete. Deci, m-am povestit și de faza cu Ela când ne-am distrat. Ela mai știi când ne-am suit în trenuleț și n-am plătit, aoleu, ne facem de râs acum la mine pe vlog. Așa, cu Roxana am înțeles bine și cu ea, cu cine mai înțeles bine, cu Manuela am înțeles bine. Așa, de Denis am spus că m-am înțeles bine automat, dacă e și cu ea, cu chiar ne-am înțeles foarte bine. Ta să mă gândesc cu cine mai este. Dea. Cu Dea, care e cu Ricardo. Cu Ricardo nu m-am înțeles, adică n-am avut treabă cu el, doar îi spuneam că e fake mereu, pentru că așa mi se părea mie și că atunci când era cu Manuela și drept dovadă chiar așa a fost, spuneam că sunt fake, așa mi se pare mie, că când stai împreună și până să fie cu Dea, m-am înțeles foarte bine cu Dea și acum am înțeles bine cu ea, adică n-am nicio treabă. Chiar eu pot să zic că i-am dat un sfat când am plecat să-l sune pe Ricardo când plecase, când se accidentase la picior. Și am spus să-l sune, să-l susțină, să fie lângă el, adică, da. Și cu ea m-am înțeles foarte bine. La 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 la, stați să mă gândesc cine mai e și dacă am sărit pe cineva. Oh, Andreea Oprică! Salut, sora mea! Și până și cu ea m-am înțeles bine, că știu că ea nu se înțelege bine cu mulți de pe acolo, dar e femeie de tăgașcă, fată, femeie, domnișoară, doamnă, cum vrea ea. Este super tăgașcă și super, gen, Caterincă și ea. Și m-am înțeles bine și cu ea și în continuare mai ne răspunde la story. Ce mai faci? Bine, bine, tu, bine, bine. Da, am rămas într-o relație bună și cu ea. Adică m-am spus în afară, gen, că i-am spus lui Ricardo că e fake. În rest m-am înțeles bine cu toată lumea, n-am avut treabă cu nimeni. Nu m-am certat cu nimeni, nu ăsta a fost scopul meu. Și gen, sunt mândru de mine că sunt o persoană bună. Sper că așa sunteți și voi. Și... Da, să mă gândesc dacă vreau să vă mai spun câte ceva despre cele întâmplate acum când am ieșit. Cu cine am mai ieșit de la emisiune, așa, v-am zis și de Turcu, că am fost la sală, v-am zis și de așa. Deci, da, practic m-am trezit bine cu toată lumea, eu nu mă bag în certurile lor, am văzut că acum gen se ceartă Roxana cu Manuela, dar, mă rog, fiecare ieșit și rezolvă treburile în felul lor. Cam atât. Nu vă mai plictisesc despre cu cine m-am înțeles bine, cine mi-a fost apropiat și cine mi-este în continuare apropiat. Sunt binecuvântat uneori când am așa oameni în viața mea și așa prieteni. Și gen, am început cu Filip să vă zic de el pentru că vă spuneam cum înțeleg foarte bine cu el și vorbesc de 2 ori pe zi cu el, de 3 ori pe zi cu el și chiar sper să rămânem așa, gen în continuare și să fim, nu știu, nu să fie doar așa de... Și simt că el nu e așa, adică simt că e ca mine. Și să nu fim, nu știu, să nu ajung peste 2-3 luni să facem vlog și să ne înjurăm, Doamne ferește. Nu e cazul, asta aici a fost o mică glumă și cam atât. Și îi salut pe toți dacă o să vadă acest clip. Le doresc tot binele din lume, să fie fericiți alături de din jumătatea lor. Dacă au, dacă nu, o să o aibă cândva și vor fi fericiți. Și sper să ne revedem. Și cu drag, cu oricare din imagine de vedea, gen, nu știu, aș avea ce să fac, aș avea ce să vorbesc. Și și dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like și subscribe. Și ne auzim cu vlogul următor. Vă salut, vă pup și vă doresc numai bine și nu uitați să fiți oameni buni și zâmbitori în fiecare zi. Vă pup! Părea că sunt mai mare. Vă pup!